L-ai văzut pe băiatul de mai devreme, Cristian, da, Dineaș? Da. A trimis 10.000 de scrisori, mail-uri, tot să ajungă la emisiune. Și s-a îndeplinit visul, astăzi frumos, ajunge. Frumos. Soția lui a insistat, apoi prieteni. Doar efectiv ca bă, să luni de zile, luni de zile ca să ajungă toată la emisiune. Numai o secundă, iau-te, Oprișane, cred că e o mică problemă. Da, spuneți. Te salut. Te salut, domnul Oprișan. Am avut o reclamație, băieții, că Rontea, că a luat micii, că a făcut. Pe cum să ia micii? Câți mici ai? Sunt băieții de la poartă, de care ziceai mai devreme. Deci, atâta v-a dat? Cine nu-i lasă trăiască, nu te lasă să mori. Știi cât era Greta, știi cât era cartonul? Atâta era, ca blocul de desen era. L-au ținut doi. Ce a stăiat, aia e cât o batistă. Doar atât. În halul ăsta am ajuns. Uite unde era urma de la ei. Păi unde era una? Poate ai mâncat înainte să ajungi aici așa. Unde mă, că am venit în goana calului nebun cu ei calzi? Ai început și tu acum? Ai băut apă după ei? Băi, cât era mă cartonul? Că abia l-au cărat. Greta, doi l-au cărat. Unul a făcut hernie de la cât a cărat, cât de greu era. Mai Cătălin, sunt colegii mei, eu îi cred pe ei. Păi da, colegii mei. Că se cer camerele de supraveghere. Da, ia uitați-vă pe camerele de supraveghere. Verificăm camerele, băieți. Ia las că-mi iau eu micii și plec cu ei acasă. Voi băieții de la camere pe cine credeți? Nu pe mine? Că vă dau mici după. Mulțumesc frumos. Uite bă, oameni. Deci 2 contra la 40. Muștarul aveți de minune. Da, muștarul ăsta ți-a ajut. Mai dăm, lasă că o parchez afară de acum. Nu mai am nicio nevoie. Gata. Perfect. Ei scos pe oameni în sărăcie ca domnul Geo Raiețchi. Deci hai să le dăm totuși la băieți. Nu le dai acum? Iar? Pe cum iar le-ai dat tu 2 mici? Uite-te puțin că Rontea nu mai poate să meargă. A băut apă sau umflat, nu mai poate să meargă. Hai să mergem la pupitrul nostru acolo. Ia și ăștia că ăștia-s perverși. Lasă-mi lasă-l să o luăm cu... Îi pălește. Nu e camera pe ei? Ia-i acolo, lasă-i. Stăm acolo cu micii că e mai bine. Ăștia sunt incredibil, bă. Bă, deci au venit, adică oamenii au văzut, au primit reclamații. Lasă-i mai aici jos. Sunt colegii noștri. Nu, au fost. Nu, sunt colegi. Ai bine, nu mai. Lasă totuși... afară, știi, pe făinar, știi unde mă duc acolo. Nu mai am. Da, dar totuși, uite, Cristi Dineaș vine și a dus cu niște sarmale astăzi la emisiune. Așa că, băieții, n-a mers cu mici, mergem cu sarmalele astăzi. Cristi, ia, adun cu amă alea un pic. Unde sunt, mă? Sunt reci? Uite-l pe Cristian. Calde? Sunt calde. Vrei o sarmale? Haide, adu-i Greta. Adu-i o sarmă, repede. Nu, iese herpes, ați nebunit. Dă o sarmă în coa. Facem schimb, îmi dai găletușa pentru colegi și îți dau sarmalele. Facem? Merge. Hai. Câte ai acolo? Destule. Hai, dă-ne încoa. Hai, dăm găleata. Da. Păi n-am mâncat noi? Poți să ia. Toți? Mai vrei? Mai păsează că doar. Mamă, dar sunt împărțit, nu mai pun niciun. Să știi că hai, sunt bio. Da, Doamne, ajută, stai așa. Bio. Nu, vine cu găleata mai întâi. Mamă, facem. Stai mă, să-i mai las omului ăsta. Nu mai lasă, du-i, lasă, du-i acolo. Oh, voi vă bate joc de mine. Hai, te rog. Așa. Să fie, e calde? E calde. Să fie schimbător. Nu e frumos. Nu e că ne uităm pe cald. Doamne ajută. Și o furculiță din partea aia. Uite, aici avem aici Cătălinelu. Sunt făcute fix de bunica lui Cristi. Cristi să țină pe bunica cu obicei. O să să-i dăm Dumnezeu. Piftia acum iese mamă, ok? Întreb cozonacul, Doamne ajută. Nu de alta. Omul și-a dorit să vină la noi la emisiune. Ți-am zis, soția lui a făcut, bunica a făcut sarmale. Soția ne-a trimis mail-uri. Deci treaba e cât se poate de serioasă. Soția s-a apuce de gătit, nu mai trimite mail-uri. Cum? Să s-a apuce de gătit, ia de col. Avem și pâinica acolo. Uite, e și soția acolo? Nu, soția este în backstage. În backstage? Unde e? Backstage tu. Păi noi avem backstage aici. Hai un picuț numai. Hai. M-ați uitat carnea? Cum a uitat carnea? E plină de carne. E și puțină vită și puțin porc acolo. Sunt de post. M-ați otrăvit. Nu sunt. Are mult orez, așa să fac acolo. De unde? La Iași? Da. Hai, las că mai vedem. Ai simțit orezul? Da. Când simt orez, zic că e de pomană. Că numai de post să dă. La mici okay. Nu e cazul. Are mai și carne multă, uite. Cred că trebuia un pic mai încălzit. Ai adus și ardei iute? Nu? Ai adus și ardei iute? Avem și ardei dacă vrei. A adus și ardei. Doamne ajută, ia. Stai 84 de ani, mama e. Perfect, să-i dea Dumnezeu sănătate. Mă duc să aduc niște pâine? Ia, vă aduc eu. Dacă ești la dietă fără pâine. Începe ușor.
puțin te gust. Să ne aducă și niște ardei, uite, Greta îți face semn. Hai, frumos de sarmale. Are grijă, hai, de... Perfect, să ne aduce Greta niște ardei, uite. Dacă ne-am făcut poftă telespectatorilor, ne cerem scuze, dar domnul Oprișan, lunea când vine la noi, vine și cu mici, vine și cu... Vinerea am postit și de-aia mi-e poftă. Ciucă, fă-mă cinste și tu cu apă întunecată să-i dăm ca să se bucure. Avem? Ați văzut aia cu măgarul? Nu. De era un măgar în sanctuarul măgarilor în Devon. Era rău săracul măgarul, nu mai mâncase de 4 zile. Vă rog să căutați știrea. I-au dat apă în cutuneric 24 de litri, sedete peste cap, măgarul e făcut acum, e cal pe curse. Era rău săracul. Da. Nu cred. Ne-am potorit, Doamne ajută, sărna pentru ma... De ser n-avem nimic? Vedem mai târziu. Hai să vorbim, asta este... Dar era o savarină aici. Era. Avem poale în brâu. Vezi că omul a adus și plăcintă cu mere și poale în brâu. Poate să mai intri o dată, Cristi? Și cu poalele în brâu? Mamă, și plăcintă cu mere. Ah. Haide, Greta, pune-le aici, că altfel vorbim. Hai, despre... Doamne, ajută. Astăzi este ziua regelui și pur și simplu să spunem... sănătos și iubit. La mulți ani. Ia. Oprișene, salut, altfel stau lucrurile. Ajută. Acum pot să povestesc 3 zile, dacă e. Te rog frumos, spune aici că eu mă ocup de feliat, da? Da. Tu spune despre astăzi ziua regelui, corect? Iată. Zi. Da. Deci, oameni buni, lecția de sport cu Cătălin Oprișan. Istoria sportului. 1999, ascultă-mă puțin, Cătălin, și primăvara. Regilie, 1999? Da, regilie retras din vara anului trecut. Din? Deci regilie pe 2 iulie 1998, după campania din la campionatul mondial, când s-a făcut ei blonji în cap. Da. Ne-a bătut Croația. Nu chiar, mai încoa un pic, sferturi. Da. Bun, trecusem de grupe. Regilii s-a retras. Niște probleme cu antrenorul Victor Pițurcă și așa mai departe. Deci reținem, vara lui 1998, acum suntem în primăvara lui 1999, corect? Da, un an. Era la Jurnalul Național, iete să deschide ușa, uite așa, Țuțu Condurățeanu, cel mai frumos suflet din istoria omenirii, în ușă era un vânt, bătea, ne-a zburat toate foile. Băi, Țuțule, închide ușa, taci-mă un pic de în gură! Închide, bă, Țuțule, ușa! Bă, zice, era producătorul emisiunii lui Adrian Păunescu, da. Cu Meciu Meciuri. Bă, zice, cozonăcuță, nu știu de ce îmi zice așa, era că nu, eu nu mâncam. Măi, cozonăcuță, zice, vrea porcul să-l aducă pe rege în dărât. Traducere, porcul, vă cer scuze, era Adrian Păunescu, care făcea emisiunea Meciul Meciurilor, și regele era Gicuță Hagi. Băi, Țuțule, unde să-l aducă, că e retras de un an? Am vorbit cu porcul, întoarce. Dați-mi și mie celularul lui regele. N-a spus în viața lui Țuțu ăsta telefonul mobil sau mobilul, numai celularul. Dați-mi celular. Era cu 092 pe vremea aia. 092, nu știu ce. Ok. Dăm drumul la televizor, seara ne uităm, Gicuță Hagi invitat acolo. Trecut să rămână două săptămâni. Păunescu, la Adrian Păunescu. Cum făcea domnul Păunescu, masă mare, frumos, aici cu regele nostru, Gică Hagi, retras de un an și puțin. Gică, miroase ceva. Bă, de ce m-au chemat ăștia aici? Andrei Păunescu e tenea cu chitară în dreapta, stătea pregătit. Și aia începe, Gică, hai, întoarce-te, nu mă mai întorc. Te rugăm, Gicuță, n-am bătut niciodată Ungaria. Mă, era meci cu Ungaria, nu bătuse niciodată Ungaria. Măcar acum, nu mai mă întorne, Adrian, nu mai insistați, că nu mai mă cutare și așa. Deci de un an se retresese. Da, era terminat cu echipa națională. Și probleme cu mama, cu tata, nu știu dacă decedaseră sau nu, dar oricum nu mai vreau să mă întorc. Pac, apasă pe coarda sensibilă, nea Adrian Păunescu zice, țara își cere să vii. Nu noi, nu noi ăștia de aici, de la masă. Lăsați-mă cu țara, cu... Te rog, mai gândește-te un picuț. Și zice lua, pac, dă telefon, aduceți niște taximetriști în față, zice vreo 200 de taximetriști care să strige regele și patria, Gicuță, întoarce-te, Gicuță, nu uita, vrem să bați Ungaria și așa mai departe, da? Ăia în față, vin toți taximetriștii, băieți, începe treaba, regele auzea ceva, dar tot nu era îndoit, să face vreo 1 noaptea. Zice, băi, potoliți-vă, nu mai forțați, că nu aș... La care Adrian Păunescu îi spune lui Andrei, ia chitară și dă drumul și cântă. Bună noapte. Deci îl îndoiau după la vreo 9, trecuseră 4 ore, nu să. Și ia Andrei chitara, parcă-l văd, și acum și zice, țara îți cere să te întorci în numele mamei și a tatălui. Când a zis în numele mamei și a tatălui, decedase unul dintre așa, regilii bărbos, cum era așa, ținea doliu după, îndoi total. Gat, să moleșise, era tare ca fularul că se întoarce. Și mai are o ultimă străfulgerare și zice, dar nu sunt convocat. Sunați-l imediat pe Pițurcă să facă o convocare. Zice, maestre, e două noapte. Nu contează, e regele. Îl sună pe Pițurcă. Nea Piții, dormeați? Da, zice, că-i două. Faceți o convocare. Zice, păi ce vrei convocare, e problema? Gata, s-a rezolvat cu tot. Zice, da, dar nu pot, că nu-s pregătit. Ia de afară, regele și țara, regele și țara. Mă întorc, zice, hai că mă întorc. Se întoarce. Băi, să uite-te. Intră, se întoarce, intră pe teren, bate Ungaria, își rupe mâna, regile la pauză, și ținut pe brațe de către jucător Dorinel Munteanu, Cosmin Contra, cred că era și Nanu, așa mai departe, Gazeta Sportului, Laurențiu Manolache, mâncă la Artata, dă titlu
România-Ungaria 2-0 și titlul ce crezi, Cătălinu, ce cădă? Hagi a fost mag, iar. Ce tare. Ei, Hagi a fost mag, iar. Ce a? Și se întoarce regilii și așa mai departe. Și una cu regilii, fiat, asta deci este asta 1900... este da. Astăzi povești despre nimeni altul decât despre legenda. Și vine Borica Ivanov. Și ce frățioare, vine cu acea un pic. Mă cheamă, îmi faci. Când s-a retras regilii în 2001, îmi faci tot ziarul numai cu șmecherii care au jucat cu regilii. Păi și de unde îi găsim? Băi, din afară, din străinătate, îi sunt pe toți. Și fac rost de numărul lui Hugo Sanchez, marele atacant de la Real Madrid, de la de făcea tumbe după ce dădea gol. Și sun. Eu de aici și de la mine de militar. Hola, cómo estamos? Cu tare, dau da, să le spunem oamenilor că tu vorbeai spaniolă perfect și erai... Mai bine decât româna vorbeam. Și vorbeai și erai foarte bine pe fotbalul din Spania și nu numai. Așa. Și sun, sunt un amărât uitat așa din România, zic vreau să vorbesc și eu cu domnul Hugo Sanchez, că se retrage Hagi. Și secretara zice, bă, Catalino, nu poate că e într-o discuție, dar te sună el. Zic, am mai auzit de astea de 1000 de ori. Închide telefonul. 3 ore sună telefonul. Hola, soy Hugo. Mi-a scăpat telefonul de mână, l-am luat după jos și așa mai departe. Zic, uite, 20 de minute, am vorbit 20-25 de minute despre Hagi. Cum l-a învățat să dea tunele, craci, și dădea unul altuia craci. Cum l-a învățat niște versuri de Neminescu din și așa mai departe, ține aminte. Și eu zic, știți că acum pe mine nu să mă creadă nimeni, că nu era cu reportofoane cu asta. Zic, am vorbit cu Hugo Sanchez la 1-2, mă sună oricând să dau, da, dacă vrei să trimiți și o foaie că ai vorbit cu mine. Zice, pentru Hagi, cum se poate așa ceva, păi să retrage, dacă puteam, veneam, zice, la meciul de retragere și așa mai departe. Păi ăla a sunat un pârlit de ziarist. Că secretarea a zis doar atât, domnule, a zis că se retrage Hagi și dacă puteți să spuneți două vorbe. Și aia a fost. Și ăla a zis, dă-mă telefonul cu coasă, îl sun pe ăla. Am făcut matea, nu m-a crezut nimeni la mine în bloc, că eu la două noaptea, că era pus orar, vorbeam cu Hugo Sanchez. Pă bune, mă, tu acolo și anțețe, ia zi-mă cum te-a turat Hugo Sanchez pe tine, nebunule. Și am vorbit și mi-a spus așa, pentru Hagi, oricând, și a început să depene amintiri. Da, și... Hagi, mă, este că legenda, nu? Care... practic a făcut și foarte mulți copii să apuce de fotbal și uite de ce face cu acum academia un an și lui. Jumătate, acum un an și jumătate, meciul de retragere adu Adiță Mutu. Și Adiță Mutu, ce bă-l facem acolo și la Cluj, pe Cluj Arena? Te-ai și scris cartea lui Adi Mutu, nu? Am scris mai multe cărți decât am citit, dar nu asta contează. Mergem acolo și când ajungem acolo, bă, că e o șușe, că nu știu ce, că vin italierea, macaronare, a venit aia perciuna, stos cu tare, să joace România Old Boys cu Italia. Și Mutul le zice, bă, veniți, dăm și noi de două, trei ore minge și după aia plecăm pe șprițache, zice. Intră regele în vestiar. Asta, n-am voie să o zic, dar o zic, că s-a prescris. Intră regele în vestiar și zice, cum jucăm? Și Adiță se uită, zice, băi, 11 la 11, cum? Cunar. Băi, lasă Caterinca, sistemul de joc. Rege, știi, noi dăm de două, trei ori în ea. Și a zis, e lume în tribună. Cum dăm de două, trei ori în ea? Jucăm 90 de minute. Păi jucăm 90 de minute, da, craci, urechi. Ce mă? Și a început regilii nervos. A zis, ia, vreau pe fiecare post doi oameni. Pe cuvântul meu dacă bag în el. Găniță pe tine cine te schimbă, jucăm până minutul 50, apoi face schimbările, vedem cum rezistăm, nu vă bate joc, că sunt aia în tribună, a zis. Cum adică? Șprițache, Șprițache e repriza a treia, acum 2 ani. Șprițachele a zis e repriza a treia, continuăm și cu repriza a treia, că aia venisere cu geluri la ei, perciunați italieni, soprattutto siamo noi, barbă de 4 zile, 4 giorni, cu tare. Și a zis, bă, nu există așa ceva, tată, întâi fotbalul, și după aia vedem, păi ia uite, zice, e Cluj Arena plină și noi îi dăm craci astea. Las că facem și figuri, că da-i meci de... Deci acum 2 ani de zile, nu s-a schimbat nimic. Mentalitatea lui Cătălin Munteanu, stau de vorbă cu el și bine, de Hagi vorbim 2 săptămâni. Cătălin Munteanu zice, bă, în 94 când au bătut pe Columbia pe astea, am plecat, zice, la universitate. Cătălin Munteanu, copil, 14 anișori. Și zice, ne-am dus din Berceni. Cap de zmeu. Ne-am dus, zice, de jos din Berceni până la universitate, am strigat regele, președinte și așa mai departe. Acum n-am mai putut să ne mai întoarcem, zice, că era la mama lui Berceni, am așteptat să deschidă metrou. Și am luat metrou și ne-am întors. Zici, asta era 94. 97, zici, eu am debutat la echipa națională la 18 ani. Cu cine am stat în cameră? Cu Hagi. Nu cred. 3 zile nu m-am dus la baie. Că am zis să nu-l deranjez pe rege. Și el întreba, fiți amabil, să poate să mă duc până la băiță sau să deschid ușa și eu. El stătea în cameră cu ăla pentru care ieșise la universitate cu 4 ani înainte, 3 ani înainte. Să stai cu regii în cameră, că regii lua tot timpul pe toți ca să învețe sub aripa lui. Veniți mă încoace. Stai să mă Gică Hagi, adică de asta merită tot respectul. Ăla, Joseph Mingueia, impresar, zice să juca, era campionatul mondial din... Stai că te-au găsit colegii imagini de la... Asta... Meciul de retragere. Asta e, asta e. Da. Când ea practic ea ordonată... Ea alinia pe toți. Și a zis, Găniță, tu ce schimbare ai? Și Ganea s-a uitat și a zis, ce să fie? Pe tine cine te schimbă, zice. Uite, regii în față, frumos tot. Da? Și zice,
Mă uitam la televizor, fii atent, povestire cu Jose Minguelia, impresar, procurator. Ce era campionatul mondial din Statele Unite, dăduse regii Ștachii aia cu Columbia. Nu erau telefoane mobile pe vremea aia și zice, sună telefonul fix al lui Minguelia ăsta. Răspunde si. În partea ilaltă era Johan Cruyff. Zice, n-a dat bună ziua, n-a zis nimic, n-a zis salut, hola, cómo está, a zis doar ta. Miliei pe ăsta. Atât. Mă, cine e, cine? Miliei pe ăsta, îl văzuse la televizor cum dăduse gol. A zis, a făcut transferul imediat, că el juca la Brescia, n-avea nici salariu mare. Miliei pe ăsta, Cruyff, 94. A văzut că n-a dat golul ăla și a zis, miliei pe ăsta. Regile. Uite, regile. Și astăzi e tot așa, dacă da. E să spunem la mulți ani, și Cristiano Ronaldo. Da, dar ăla nu dă nimic ca și Cristiano, să dea și el o jumătate ceva. Cristiano și Ronaldo, legendă, fotbalist, nu? Imens, da, și l-au întrebat ăștia ce-ți dorești. Și el a zis, îmi doresc să prind campionatul mondial în 2026. Păi zice, e peste 4-3 ani, așa și? Deci omul așa gândește. Ceea ce este o mentalitate... Să bine de Neymar, care umblă cu o boxă sub braț și dansează în continuu. Bere, 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 cere, cere, ce atâta mai poate. I-am zis să nu... Am tăiat aici ca să vedem în iată, să vedem în cum se zice, în profunzime da. Cu detaliul la plăcinta cu mere adusă de prietenul nostru de la Iași. Iată, frumos, da? Eu, să dau un col. Ia ce trebuie? Știi de dieta cu mere? Nu. Mere o palincă, mere o slănină, mere o dietă senzațională. Mere doi mici. Da. Haide să vedem totuși că avem și un filmuleț pe care aș vrea să-l comentez dacă se poate și apoi aș vrea să stai dacă se poate și un o polămbărulă. Da, acasă dați? Dăm și acasă, dăm și la pachet. Fii atent, vreau să vezi filmulețul. Mă iar la ieșire acum. Vreau să vedem filmulețul. Da. Раз, два, три. Ебать. Intre... Trebuie să le spunem oamenilor, deci nu l-a lăsat pe unul să intre la un festival. Da, și el avea acces la... Curent. Curent. E neslăbuț. Pentru că știrea zilei normal este curatonul. Știi curatonul din Toronto? Da, care a blocat două. Aia. Și alța și i-a ținut și pe aia în lift. Deci aici asta e un pic să vorbim aici. Deci un om, practic, ce vrea să facă? Să cășe la un festival, nu l-a lăsat să intre, el avea acces la tablou de curent. A zis, tăiați curentul. Și l-a tăiat. Dar și de ratonul, să știi... cu publicul de acolo. Da, dar și să știi că și ratonul e tare. E ratonul în Canada. Ratonul în Canada, care s-a enervat tot așa, cred că nu lăsase să intre la un festival al ratonilor sau ce aveau ei, s-a dus acolo, a mușcat toate cablurile alea, da. A lăsat în beznă nu știu câte ca 7000 de oameni și pe unii blocați în lift. Și pompierii au zis că au fost foarte multe intervenții ca să-i scoată pe oamenii din lift. Wow. Eu și văd un titlu, Răzbunarea ratonului. Pentru că nici pe ratonul l-au... Nu mai râneam că ratonul... Acolo știam că sunt caștorii perverși, că făceau barajele alea și inundau, dar acum și ratonul, bă băiete... Ursulețul spălător. Da. Haideți să vedem, mai avem mai departe și o altă știre. Să comentăm, pentru că găsim tot felul de lucruri care se întâmplă și ar fi păcat să nu le comentăm. Iată, la Cluj mergem de data asta. După două luni de Anglia, mergem. Da. Și a zis... Știți cum era? Nu, deci și... ăla mergea pe banda cealaltă. Da, și știi că s-a dat la radio, știi că era bancul și a zis, zice, cum era bancul ăla? Că zice, alo, atenție mare de tot la Cluj în acest moment, zice, măi, vin și mașini un nebun bani. Merge pe contrasens și el zice, un nebun sute. Da, da, exact. Așa și aici, doar un nebun sute, da. Bă, dar e și periculos, adică Cătălin, totuși, glumă, glumă, dar nu? Da, da, merge încet. Merge încet, dar uite, vin mașina în partea aia. Da, dar locolesc. Dar vezi, e perseverent. Hai că am văzut atâtea și pe autostradă. Nu-i de râs. Aici chiar nu-i de râs. Aici nu-i de râs, dar mi se pare foarte tare. Da, dar nu știu unde are volanul. Păi da, dar nu știu unde are volanul. Dacă are volanul pe partea asta, merge regulamentar. Că el trebuie să vadă când depășește. Adică e ceva, practic, are dreptate, a? Da. Hai să mai vedem. Și a zis, băi, faceți și voi bulevardele mai largi la Cluj. Ca să fie 4-5 pe sens. Hai să mai vedem cu Cătălin Oprișan, oameni buni. În fiecare luni aici la emisiune povestim, distrăm, ne râdem. M-am îngrășat aici. Hai la Alba, Iulia, dacă se poate. Să mergem la Alba. Nu ai văzut aia? Mașina de gunoi? Care face praf 5 mașini? Da, nu-i de râs, săraci. Da. Ia. Ma, fii atent. Aoleu. Mă, dar ce-a fost cu el, mă? Era începător. N-are cum. Zice, la Otopeni, să suie unul în mașină. Știi? Asta e pe bune că era începător, da, e vrăjeală. Nu, e vrăjeală. Să urcă unul la... Să urcă unul la Otopeni, că n-au voie să... Să urcă unul la Otopeni într-un taxiu.
și la prima intersecție, când îl bate pe la umăr să-i zică unde se duce, ăla bagă 200 la oră. Șoferul taie toate intersecțiile numai pe roșu, nu se oprește până în Berceni, 30 de kilometri. Și domnule, ești nebun la cap? Mor de inimă, am venit prima dată în București, mata nu ești întreg la minte, ai trecut toate semafoarele. Ce s-a întâmplat că de-abia te-am atins? Zice, știu, e prima mea zi pe taxi. Ok, și pe... Zice, până ieri am fost la pompe funebre. Așa și omul, nu e aici, dacă erai și tu să iei mașina parcată acolo, frumos, pe marginea drumului. Cumnată mi-a pățit așa. Nu cred. Da, i-a răcăit-o un pic, adică nu înțeleg. I-a răcăit-o un pic și a găsit înfipt un dăsta în bord. Zici că i-a căzut, i-a... A găsit înfipt în bord, sunt domnul de la salubrizare. V-am zgâriat mașina un picuț, ăsta e numărul de telefon. El a zis, lasă-mă că o fac pe casco, nu e nimic. A doua zi a primit telefon de la poliție să veniți încoace. Că vă luăm carnetul, că e accident nedeclarat. Ăla s-a dus de la omul cu mașina de gunoi, s-a dus și a declarat accidentul. Cumnatul nu s-a dus. Și l-a sunat. Și a zis, băi, nene, mie mi-a râcăit-o, lasă-mă că o fac eu pun casco pe ceva. Și a zis, aveți un accident. Ce accident? Dar nu știu, cu o mașină de la salubrizare. Că a venit omul și a declarat. Da, deci atenție mare, oameni buni, cu poveștile astea, că poate tu vrei să ajuți pe cineva, dar se poate întoarce împotriva ta. Omul s-a dus și a declarat, a zis, băi, eu sunt stat, lucrez, sau ce companie era dumneavoastră, i-a zis, da, l-o vibon într-o parcare militari. Și ăla trebuie să vină să declare și el. Haideți să mergem mai departe la... Ia să vedem, ajungem la Iași de data asta. Ce s-a mai petrecut acolo? Nu la Iași. Nu, la Botoșan, cred că e. Știrea aia frumoasă cu Edilu? Stai să vedem, cu aia, nu, cu 13 milioane de dolari, stai să vedem. A, cu 34. Nici aici nu-i de râs. Deci, stai, uite, uite aici. Prejudiciu Iași, printr-un deepfake în filme, un angajat a făcut plăți de 34 de milioane de dolari după videoconferință cu clona șefului. Eu v-am zis că asta, inteligența asta artificială, mi-a lucru de muncă. Bă, băiatule, dar cum asta să faci așa ceva? 34 de milioane cu o clonă a șefului. Da, știrea care bate toate știrile astea e cu ăla de Botoșani, cu primarele. Nu e cu primarele cea mai tare? Bă, detașat? Este, mă, și aia, mă. Deci, hai să le spunem oamenilor. Să le spunem brar ca să înțeleagă. Deci un domn primar, dând sufletul dumnealui, dând bunătatea sufletului dumnealui, a dat subiectele unei doamne ca să ia un post acolo așa. Da? I-a primit. Nu, stai, era un post de... De la primă, la învățământ, parcă era, la primărie, pe acolo ce aveau ei. Doamna a primit subiectele, s-a calificat, a luat. A zis că am învățat foarte mult și am luat asta. Toate bune și frumoase, la revedere. Avea și soțul atunci. Avea și soț. Nu. Da, mă, eu am citit, a dat și soțul examen și soțul a luat. Bun. Și atunci după care a plecat la muncă, soțul a plecat la muncă în străinătate. Exact. Și a aflat că domnul primar și cu doamna candidată erau împreună. Se iubeau. Și soțul a sunat la DNA. Soțul a sunat la DNA și a zis: "Hai, noroc, fiți atenți care e treaba. Am dovezi clare că dumnealui a ajutat-o. Pe nevastă mea. Și de ce spuneți acum după 2 ani? Păi atunci eram împreună și acum sunteți divorțați. Suntem nu neapărat divorțați, dar e o gelozie cruntă, a zis, și vă rog frumos să veniți să-l arestui. Și l-a luat pe băiat 60 de zile. Dar, în timp ce spunea, păi da, mă, domnule, zice, dar omul a vrut să fac o faptă bună, ți-a ajutat soția. Da, da, acum nu mai stăm împreună. Și a zis, de când n-a avut Botoșanul ăsta la lele da, și crin imperial pe mine. Și a zis, păi de ce? Că o iubea pe nevastă mea. Bă, să-i mulțumiți nu nevastă mea, a zis. Că aveți orașul cu flori. Neam de neamul vostru nu avea crin și la lele pe mijloc. Deci iată, frumos. S-au dus la o primărie, acum vineri, care a trecut, s-a dus la o primărie unul pe la 2:30 să depună niște acte. Închis tot 15 persoane, nu era nimeni în primărie. Și l-a sunat domn primar, ce am venit era cu acte. Era la ziua secretare. Da. Și a zis, suntem toți plecați pe drum, pe câmp, că facem o extindere a tronsonului de gaz. Unde sunteți? O facem la conducta de gaz, s-a zis, o extindere. Păi zice, sunteți la Dorohoi, la o cârciumă, dar s-a spus secretara. Nu e adevărat, zice, suntem pe teren. Ăla s-a dus în față la Dorohoi, erau sub piciorul secretarul! Era ziua secretară și a plecat și mai repede de la muncă. Și domn primar a zis, viceprimarului și contabilului, du-te înapoi și spune ușa din spate și duceți-vă repede înapoi la primărie să păresc că sunteți acolo. Și aia doi au și prin spate s-au dus înapoi la primărie. Și aia, n-am vedeți că sunt acolo. S-au întors, erau plecați pe drum. A? Da. Ce mă, Cătălinul, tu n-ai făcut chestii de astea, nu te-ai dus la ziua unei colege și ai plecat mai devreme de la muncă? Nu. Niciodată? Niciodată. În ăștia 20 și ceva de ani cât ai scris tu pe la gazetă, pe unde ai mai scris? Nu, că s-a ducea acolo. S-a ducea acolo, mâncam, vezi? Acolo, da, să mânca la locul de muncă. Exact, adică aici n-a putut secretarea să aducă și la locul de muncă. Păi da, da, s-a dus la gaze. Măcar cea care o plombă, toți 15 s-au dus la extinderea. Se mai întâmplă lucrurile astea. Să știi că mai așteptăm mesaje de la telespectatorii noștri. Toată lumea cu la mulți ani pentru rege, mi se pare firesc. La mulți ani lui
Gică Hagi. Sunt multe, mulți oameni aici. Uite, mai sunt oameni care ne zic că așa cum n-au reușit să termine podcastul pe care l-am făcut noi împreună, că are 4 ore și pe YouTube acasă la Murțăș, că tot îl ascultă. Mult respect pentru domnul Oprișan, mă unge la suflet acest mare ziarist și super pregătit în amintiri frumoase. Nea Cătălin, ne rog frumos, când vii prin Predeal să mă cauți, dar să mă anunți din timp ca să aibă timp nevastă mea să pregătească ceva papa bun. E vina mea? Uitați-vă! Uitați-vă ce hal am ajuns! Poftă la mâncare ori de câte ori. Dacă aveți copii care nu mănâncă, intrați la Măruță lunea după la ora 4, da. Nu mai au nicio problemă două săptămâni. Poate nu vor să mănânce, poate au trecut pe diversificare, nu mai umblați cu de-alea, cu ciocapici, cu nu știu ce, cu curcănaș. Treceți tată pe diversificare, ora 4, 4 și un pic, ascultați-mă, le dai un coltuc de pâine, o sarma, un mic, uneți mici. Da, mici nu mai sunt, pe ei dat ai făcut schimb. Am uitat de ei când am văzut că nu mai sunt mici. Adiță-n perversitatea lui. A venit cu 4 de-astea lămâi și cu 4 mandarine. Le-a lăsat în mașină să putrezească acolo. Ce-i cu astea unzi? Că să uită oamenii ăștia. Ia le ascunde, le zic de ia mă să mănânc și astea după. Băi, ai prins asta? Adică, da. Domnul Prișan, felicitări din militari. Iată, avem și telespectatori care se uită la noi din străinătate. Zice cineva, n-ar fi foarte frumos să-i facem statuie regelui? Să face film. Acum să dă drumul. N-am avut bani în statuie, dar s-a făcut un film. Așa. Cu regile și cu tot ce a însemnat generația de aur. A zis că ești un munte de hază și un mare intelectual. Asta cu un greu și un munte le-am prins. Da. Dar la filmul cu Hagi, cine e personajul principal? Gică Hagi. Actorul, adică joacă cu ei, documentar, nu? Da, este un documentar, documentar. Partisticăraia, așa, da. Ia uite cineva, că am terminat podcastul și vă aștept și în Arad, zice cineva. Ce aveți în Arad acolo exact? Știi când s-a dus Claudiu Răducan, dar numai că nu-i frumos. Că uite cineva zice, domnule, sunt și eu născut în acea zi cu Hagi, la mulți ani. Au mers pe jos foarte mult și la un moment dat Claudiu a zis, bă, am obosit, ia-ți dufale mie, hai să luăm metrou să ne întoarcem. Că era un Arad, dar numai că după aia se supără pe noi și că e super băiat. Claudiu? Claudiu, da. Claudiu e băiat. A plecat cu mașina din Pipera și s-a dus până la stadion, la Ghencea. Și ăștia au zis, bă, tu cum ai venit cu mașina aici, că n-ai carnet? Păi zice, e automată. A, dacă e automată, e altceva. Cuvântul meu, că asta e adevărat, da, asta e legendă. 100% povestită. Și a zis, băi, băiatule, dar tu cum ai venit până aici, că n-ai carnet? Păi zice, e automat. Dacă e automat, așa zi, mă, merge oriunde, n-ai nicio fel de probleme. Cineva vrea să te vadă și pe tine în politică. Nu, să rămână, mulțumesc frumos, lăsați. Dacă aș intra în politică, da. Primul lucru pe care l-aș... Deci mâine dimineață, dacă intru în politică... La ce stai un pic, la ce vrei să fii, dacă intra în politică? Liber schimbist. Nu, dar primărie, parlament... Nu știu, acolo unde să modifică legile, parlament. Așa. Și a spune așa, fără să fie blasfemie, așa cum ăia au tigru și leu pe steag, vulturul ne-a îmblânzit cu tare, să pune micul pe steag. Deci asta n-ar fi o idee. Da, prima ta și mă retrag după aia. Dacă văd micul pe steag, să fâlfâie așa și să se vadă micul frumos acolo pe steag, a doua zi îmi dau demisia și stau acasă. Cineva te vede la primăria capitalei. Da. Cineva chiar mai mult, președinte. Eu sunt refugiat termic, v-am mai spus. Noi ce să spui pe aia când s-a dus mutul la Chelsea, momentul când a intrat în vestiar. Și ce a făcut? Pe ai povestit tot, cred că undeva. În spune carte, puneți mâna, citiți cartea, că nu mai merge cu... să spună Oprișan. Dați banii ca să sprijiniți cultura. Ai acea să spună Oprișan. Nu-ți mai aduce aminte. Ba dacă e cu șmecherie, că a zis, păi și eu unde stau. Normal, în vestiar, când intră la primul, el se dezbracă ori pe calorifer, ori, vorbesc foarte serios, ori pe calorifer, foarte mulți jucători de-ai noștri cunoscuți s-au schimbat pe calorifer sau pe scaunul de la duș. E un scaun pe care îți lași săpunul și toate alea. Și acolo prinzi loc. Și Adiță când a intrat, îi seama, tinerele a zis, și eu unde stau? Și aia spui, bă, tu ce faci, mă? Și a dat hainele la mai încolo, dă-te mă de aici. Cine era acolo? Dă-te un pic, zice că încăpem doi. Și aia au zis, bă, atenție mare, tot că ăsta e șmecher. Adică s-a făcut, s-a impus în vestiar. Păi, zice, când m-am dus acolo și a striga unul, era Roman Abramovici pătenești cu vreo trei mari așa acefali, ți-am povestit? Cu trei mari așa acefali și zice, striga unul de tribună, Romane! Băi, Romane! Bă, cine îl strigă pe ăsta, Roma? Romane! Era Giovanni Becali. Zice, ne împușcă rușii ăștia pe toți. Când am văzut ce că îl strigă Romane, Romane și ăia mare așa ce fac, am dat mingea peste un panou publicitar, hop, am dus și m-am pitulat pe bordă. Stăteam pe cuvântul meu, întrebați-l. Stăteam așa. Romane! La tot urla a venit, s-a luat în brațe. Când am văzut ce că se ia în brațe cu Roman Abramovici să pupă cu ea, am ieșit frumos cu mingea de după panou și am început să țin și eu picurele. Că a zis, bă, dacă o fi să tragă ăștia de prima, poate nu mă nimeresc exact. Bune, luni cu Cătălin Oprișan, care e poftit să rămână în continuare cu noi. E poftit? Da, adică vreau să rămâi în continuare aici.